Biblia, cea mai citită carte din lume. Introducere în planul lui Dumnezeu de mântuire. Printre cărțile de largă circulație pe glob, Biblia se situează de departe pe primul loc. Doar între anii 1960 și 2010 au fost vândute 3,9 miliarde de exemplare în toată lumea. Asociația Mondială a Societăților Biblice a anunțat că până în luna ianuarie 2015, Biblia fusese tradusă în 563 de limbi și dialecte. Biblia este singura carte care oferă informația asupra unei perioade care se întinde de la începutul timpului până la evenimentele care se vor petrece la vremea sfârșitului. În ea a fost scrisă dinainte întreaga istorie a omenirii, chiar și evenimentele actuale. Sunt prezise în prorocia biblică din Vechiul și Noul Testament. Această expunere se adresează tuturor oamenilor cu bunăvoință din toate națiunile și limbile de pe fața pământului. Sunt oameni care pe lângă cele șase mari religii, creștinismul, iudaismul, islamismul, taoismul, budismul și hinduismul, au adăugat și altele numărul religiilor religiilor mondiale, ajungând la 12. Așa că este pe deplin înțeles faptul că toți oamenii pretind că ei sunt cei ce cred lucrul corect. Mai sunt apoi multele religii naturiste și tribale. Toți sunt convinși că sunt pe calea cea bună în religia corectă, dar ar putea fi o religie corectă aceea care s-a dezvoltat în decursul timpului și care a fost inițiată de o ființă umană muritoare? Desigur, credința personală și demnitatea omului sunt inviolabile, căci fiecare om are dreptul să creadă ceea ce consideră a fi corect. Totuși, este adevărat că fiecarei religii inițiate de oameni îi lipsește finalitatea și acel absolut care să fie dincolo de orice umbră de îndoială. Mișcările religioase sunt limitate în timp și sincer vorbind se aplică doar acestei vieți trecătoare. La fel, orice filozofie, ideologie și teologie sunt limitate în înțelegere și în cele din urmă lasă fără răspuns întrebările cele mai importante ale vieții. Unele lucruri sunt în întregime deasupra înțelegerii noastre și totuși sunt hotărătoare în ele însele. Un astfel de exemplu este faptul că omul a fost creat după chipul creatorului și a fost înzestrat cu abilități creatoare. Din cauza necredinței și a neascultării care au dus la căderea în păcat în grădina Eden, omenirea a fost despărțită de părtășia cu Dumnezeul cel viu și a fost predată morții, astfel că nimic în viață nu este mai sigur ca moartea. Tot ce este vremelnic are un început și va avea un sfârșit. Doar ceea ce nu a început niciodată, nici nu se va sfârși vreodată. Accesul la veșnicie nu ne a fost dat la naștere. Nașterea a fost intrarea noastră în lume, ca ființe trecătoare. Noi nu avem în mod automat viața veșnică. Doar Dumnezeul cel veșnic ne o poate da. Biblia este singura carte care poate fi numită pe drept cuvânt Sfânta Scriptură și cuvânt lui Dumnezeu. O vom cerceta împreună mai departe ca ajutor pentru unele probleme foarte importante. Doar în ea ni se spune totul, de la crearea cerurilor și pământului până la sfârșitul timpului, chiar și dincolo de cortina timpului. Înainte de a ne ocupa de ceea ce va fi după sfârșitul timpului, haideți să urmărim intrarea celui veșnic în istoria contemporană. Înainte de to toate îl vedem pe Dumnezeu în creație. Creația maestoasă a Universului este un fapt de netăgăduit care impune existența unui creator, înțelegere care decurge din orice gândire logică. Ordinea divină a tuturor creaturilor din apă, de pe pământ și din văzduh. Toate plantele, toți pomii, semănatul, și recoltatul, viața însăși, reproducerea în creația vizibilă, rămân așa cum au fost așezate de la început de Creator și sunt o mărturie vie pentru acesta. De pildă, privitor la realitatea creației divine, ce este teoria evoluției? La urma urmei, este doar o încercare disperată de a tăgădui creația și pe Creatorul ei. Aceasta este doar o teorie, în timp ce creația în sine este o realitate de netăgăduit cu adevărat. Realitatea vizibilă a creației divine dovedește pentru ea însăși. Până în ziua de azi, totul aduce rod după soiul său, așa cum a hotărât Creatorul, conform Geneza, capitolul 1, versetul 12. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. După ce omul aude despre a tot puternicea și a tot prezența lui Dumnezeu, el le poate și vedea în creația lui Dumnezeu, dacă ochii duhovnicești îi sunt deschiși. De la început, omenirea a fost însoțită de evenimente tragice care au zdruncinat mereu credința multora. Domnul Domnul Cerului încă nu și-a început domnia sa veșnică. Domnul acestei lumi a Întunericului stăpânește încă și toată omenirea se găsește sub influența lui. Un om poate ieși de sub influența celui rău și să se deschide influenței divine doar prin trăirea personală a întoarcerii la răscumpărător. În rugăciunea Tatăl nostru, noi încă ne rugăm vie împărăția ta. Cu siguranță va veni, vremea este aproape, semnele timpului o arată pentru orientare. Vechiul Testament din Biblie a fost scris la început în limba ebraică. Ebraica a fost singura limbă de pe pământ în primii 1750 de ani până la construirea turnului Babel. Geneza, capitolul 11, versetele 6 și 7. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. În Geneza, capitolul 14, versetul 13, Avram a fost numit Evreul. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, Evreul. Acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. În Cartea Exodul, capitolul 7, versetul 16, Moise i-a spus lui Faraon, Și să zici lui Faraon, Domnul, Dumnezeul evreilor, m-a trimis la tine să-ți spun, Lasă pe poporul meu să plece, ca să-mi slujească în pustie." Dar iată că până acum n-ai ascultat. Domnul Isus a vorbit în evreiește după înălțarea lui la cer. Iată mărturia lui Pavel, conform faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 14. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. În limba ebraică, numele oamenilor și ale locurilor au adesea o semnificație care se pierde uneori la traducerea în alte limbi. Vechiul Testament se încheie cu prorocul Maleah, care a trăit cu aproximativ 400 de ani înainte de Hristos. Până atunci, cele cinci cărți ale lui Moise, prorocii și psalmii, se găseau doar sub formă de suluri. De-abia în perioada cuprinsă între Anii 300 și 200 înainte de Hristos au fost strânse împreună cele 39 de cărți ale Vechiului Testament. Sulurile separate au continuat totuși să circule. Între anii 1947 și 1956 au fost găsite în peștera de la Cumran, de la Marea Moartă, cele mai vechi suluri scrise de mână. Printre ele era și un sul în stare bună lung de 7,3 metri, care conținea Cartea lui Isaia, Psalmii și Cartea lui Daniel. Acestea pot fi văzute în altarul Cărții din Muzeul de Istorie al Israelului din Ierusalim. În Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 44 la 45, Domnul Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, a accentuat această împărțire între părți, legea lui Moise, psalmii și prorocii. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 44 și 45. Apoi le-a zis, iată ce vă spun când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Odată, în sinagoga din Nazaret, el a citit din sulul cărții Isaia, în capitolul 61, versetul 1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetele 16 la 21. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. De fapt, în acel timp s-au împlinit peste 100 de prorocii din Vechiul Testament, ele fiind o parte a planului de mântuire. În jurul anului 250 după Hristos, Vechiul Testament ebraic a fost tradus în limba greacă veche de către cărturarii evrei din orașul Alexandria în Egipt. Totuși, cărturarii Torei din Israel nu recunosc această traducere, care este numită Septuaginta L. XX. Chiar și în traducerile timpurii se găsesc înțelesuri scumpe și importante care nu mai pot fi recunoscute de cititor, dar care reiesc foarte ușor din textul ebraic. Acesta este motivul pentru care în această expunere va fi folosit, oricând va fi necesar, înțelesul original care reiese din textul ebraic. Chiar și cei ce cunosc mai multe limbi trebuie să fie dependenți de călăuzirea și descoperirea. Duhului lui Dumnezeu. Noi credem în deplina inspirație a Sfintei Scripturi, care este dovedită prin însăși armonia desăvârșită între Vechiul și Noul Testament. Noul Testament, cu cele 27 de cărți ale sale, a venit la existență în decursul primelor secole creștine ca un canon, normă sau regulă. Chiar la începutul Evangheliei sale, Luca a descris cum s-au petrecut lucrurile la început. Fiind fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 1. Din acești, mulți au rămas doar patru, și anume Matei, Marcu, Luca și Ioan, ale căror însemnări au fost incluse în canonul biblic sub numele de Evanghelii. Ei au fost rânduiți să lase generațiilor următoare o descriere exactă a lucrurilor care care s-au petrecut în viața Domnului Isus Hristos și a lucrărilor sale ca partea planului de mântuire. Fiecare evanghelie are propria sa alcătuire. Prin diversitatea lor, ele compun un tablou cuprinzător al Domnului și Mântuitorului nostru, începând de la naștere și până la înălțarea sa. Matei, de exemplu, prezintă imediat o vadă că prin nașterea Domnului Isus Hristos s-a împlinit prorocia din Israel. Isaia, 7, versetul 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 18 la 25. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să-l Cuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns, dar pe când se gândea el... La aceste lucruri i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. În capitolul 2 versetele 1 la 6 el relatează despre nașterea lui la Betleem și accentuează împlinirea făgăduinței din Mica capitolul 5. Mica capitolul 5, versetul 2 Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Marcu începe cu două prorocii din Vechiul Testament care se referă la slujba lui Ioan Botezătorul și anume Isaia, capitolul 40, versetul 3. Un glas strigă: Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru, Maleah. Capitolul 3, versetul 1. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice domnul oștirilor. Luca descrie chiar în primul capitol cum îngerul Gavril a venit la Zaharia în templu anunțându-i nașterea lui Ioan Botezătorul și apoi același înger a venit la la Maria anunțându-i nașterea răscumpărătorului, conform Evangheliei după Luca, capitolul 1, versetele 30 și 31. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ce ai căpătat îndurare durare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. Ioan se întoarce la începutul începutului și mărturisește, conform Evangheliei după Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Doar prin citirea tuturor celor patru evanghelii se poate obține o privire de ansamblu a tot cuprinzătoare asupra vieții și lucrărilor slujbei, suferințelor și morții. Învierii și înălțării la cer a răscumpărătorului nostru ca punct culminant al planului de mântuire, așa cum a fost anunțat dinainte în Vechiul Testament. Evangheliile au fost urmate de Cartea Faptele Apostolilor din Biserica Primară. Apoi au venit epistolele scrise de apostoli și la sfârșit este este apocalipsa descoperirea lui Isus Hristos care a fost dată apostolului Ioan în insula grecească Patmos. Inițial, evangheliile și epistolele apostolilor erau citite și date mai departe între comunitățile locale, conform epistolei lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetul 16. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica la odiceenilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni Need din... La Odiceea. Propovăduirea a răsunat în întreaga lume, așa cum poruncise Domnul în marea trimitere. Înainte de inventarea tiparului din secolul al XV-lea, textele erau transcrise de mână. Odată cu traducerea în alte limbi, a venit și împărțirea pe capitole și apoi pe versetele alocate acestora. Trebuie subliniat încă o dată că nu se primește claritate prin compararea mai multor traduceri, ci doar prin Duhul lui Dumnezeu, care cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, conform întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetul 10, și călăuzește în tot adevărul, conform Evangheliei după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetul 10. No, însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Litera, cuvântul scris, trebuie să ne devină cuvântul viu prin descoperire. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață Întâia epistola sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetul 25. Dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie. Isaia, capitolul 40, versetul 8. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Cel ce crede cu adevărat, acceptă cuvântul lui Dumnezeu Confirmat. Noi întrebăm și Dumnezeu răspunde prin cuvântul lui. Ce vrea să ne spună Dumnezeu prin Vechiul Testament? Ce ne-a dat Dumnezeu prin Noul Testament? Ce este credința adevărată și ce este credința falsificată? Este creștinismul recunoscut oficial cu multele lui biserici? Biserica lui Isus Hristos, oricine a cercetat acest subiect, știe că făgăduințele date în Vechiul Testament sau au împlinit în decursul timpului de Har al Noului Testament. Se știe de asemenea că Sfânta Scriptură a fost interpretată în diferite feluri în cadrul creștinismului. Aceste interpretări încep cu primul verset din Biblie și sfârșesc cu ultimul. Aici va fi arătat că Dumnezeu este într-adevăr doar în cuvântul său original, prin care el ne vorbește, și de asemenea va fi dezvăluit felul în care vrăjmașul lui Dumnezeu s-a strecurat în creștinism prin interpretări și i-a amăgit pe oameni într-un mod cât se poate de religios. Vrăjmașul a fost cel din tâi care a răsucit cuvântul lui Dumnezeu atunci când a venit înaintea Evei cu argumentul Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Așa cum este relatat în Geneza capitolul 3. El a semănat sămânța îndoielii și astfel a cauzat căderea în păcat și despărțirea de Dumnezeu. Până în ziua de azi, el pune sub semnul întrebării ceea ce a spus Dumnezeu și oferă propriile lui interpretări. El încearcă să-și exercite influența oriunde poate, chiar și în rândurile teologilor, și hrănește mințile iscoditoare cărora le place să mănânce din pomul cunoștinței, chiar dacă acesta duce încă la moarte duhovnicească. Dumnezeu Elohim Domnul Iahve Comparații folositoare. Cuvântul ebraic Elohim apare de 3526 de ori în Bibliile noastre, începând cu Geneza, capitolul 1, versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și este tradus cu Dumnezeu, dar în Septuaginta este tradus cu Teos. Cuvântul Iahve este scris în Bibliile noastre de 4024 de ori începând cu Geneza, capitolul 2, versetul 5. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. Și este tradus cu Domnul, dar în septuaginta este tradus cu Chirios, cuvântul combinat Elohim, Iahve, Domnul Dumnezeu. Dumnezeu se găsește de 6356 de ori în Biblie. A fost și este clar pentru fiecare evreu că Elohim reprezintă pe unicul și singurul Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului. De fapt, El Însuși s-a prezentat în Vechiul Testament ca singurul Eu sunt, El cel veșnic. Nu există în mai multe persoane, ci El se descoperă în multe feluri, teofanii ca și creator, cel ce ține toate lucrurile, răscumpărător, împărat, judecător, etc. Acestea nu sunt nume, ci calități proprii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se numește creator, el este creator. El nu se numește împărat, el este împărat. Numele lui nu este judecător, el este judecător. El nu este numit mântuitor, el este mântuitor. Și totuși el este este mereu același. Doar câteva exemple. În Geneza, capitolul 14, versetul 19, el însuși se prezintă ca El Elion, cel prea înalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. În Geneza, capitolul 17, versetul 1, el se descoperă lui Avram ca El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. În Geneza, capitolul 21, versetul 33, se vorbește despre El Olam, Dumnezeul cel veșnic. Avram a sădit un tamarisc la Berșeba er și a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului celui veșnic. El, Olam. În Isaia, capitolul 9, versetul 6, găsim făgăduința referitoare la nașterea fiului. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. El, Gibor, părintele veșnicilor, domn al păcii. Toate cu Cuvintele ebraice care încep cu El sau se termină cu El mărturisesc despre Dumnezeu. La fel, toate cuvintele care încep cu Yah sau se termină cu Yah se referă la Iahve, Domnul. Aceste lucruri sunt de o importanță capitală și exclud orice interpretare. De exemplu, Emanu El înseamnă Dumnezeu cu noi. Izra El, Cel ce luptă cu Dumnezeu. Bet El, Casa lui Dumnezeu. Dani el, Dumnezeu este judecător. Eli Yah, Ilie, Yahve este Dumnezeu. Isa Yah, Yahve este mântuirea. Alelu Yah, slavă lui Yahve, etc. Numele sfânt de legământ Yahve, așa cum este scris în textul ebraic original, are o importanță deosebită. Așa cum am menționat deja, Elohim a fost tradus în limba greacă cu Teos și Iahve cu Chirios, Domnul în limba română. Dar aceste denumiri nu corespund în totalitate cu sensul original. Chirios, Domnul, este un Domnitor, acesta putând fi un Rege sau orice alt Stăpânitor. Dar această denumire nu mai transmite descoperirea numelui lui Dumnezeu, așa cum o găsim dovedită în Exodul, capitolul 6, versetele 2 și 3. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis: Eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel Atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele ca Domnul. Dumnezeu Elohim. Numele Iahve, cunoscut ca Tetragrama, este numele sfânt de legământ al Domnului Dumnezeu descoperit în Vechiul Testament. Era pe cale să se încheie legământul cu Israel și de aceea Domnul Dumnezeu a descoperit prorocului său Moise și poporului său de legământ numele lui de legământ, Iahve. Cel atotputernic a spus conform Exod 20 să nu iei în deșert numele Domnului, Iahve, Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul, Iahve, nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Acest nume era atât de Sfânt pentru Dumnezeu, încât el a vrut să se asigure că poporul său, Israel, recunoaște sfințenia lui. De exemplu, nu era permis să se rostească numele Domnului Dumnezeu atunci când un mort era scos din casă, conform cărții Amos, capitolul 6, versetul 10. Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă ridicându-i oasele din casă și va întreba pe cel din fundul casei, mai este cineva cu tine? Acela va răspunde, nimeni, iar celălalt va zice, tăcere, căci nu trebuie să pomenim acum numele Domnului. Tăcere, căci nu trebuie să pomenim acum numele Domnului Iahve, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, conform Evangheliei după Matei, capitolul 22, versetul 32. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Dar acest verset biblic din prorocul Amos a fost înțeles greșit și răstălmăcit astfel că până în ziua de azi numele de legământ al Domnului Dumnezeu, Iahve, nu mai este folosit deloc de către evrei ortodoxi, ci a fost înlocuit cu Adonai. Cuvântul ebraic Adon înseamnă împărat, stăpânitor și suveran. Sara l-a numit pe Avraam Adon, conform Geneza, capitolul 18, versetul 12. Sara a râs în sine zicând, Acum, când când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. Întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 3, versetul 6. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Dar Elohim, Iahve, domnul Dumnezeu, nu este doar împărat, el este cel veșnic. Eu sunt. Cel ce există prin sine însuși. Exodul, capitolul 3, versetul 14. Dumnezeu a zis lui Moise: Eu sunt cel ce sunt, și a adăugat: Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: Cel ce se numește Eu sunt, m-a trimis la voi. Exodul, capitolul 34, versetele 5 și 6. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului, și Domnul, a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Iahve este cu exactitate numele de legământ și răscumpărare al lui Dumnezeu descoperit în Vechiul Testament. Întregul plan de răscumpărare este conținut în următoarele șapte denumiri. Iahve, Ire, înseamnă Domnul va alege o jerfă pentru sine, conform Geneza, capitolul 22, versetele 1 la 14. Iahve Rafa înseamnă Domnul vindecă, Exodul, capitolul 15, versetul 26. Iahve Nisi înseamnă Domnul este steagul meu, Exodul, capitolul 17, versetul 15. Iahve Shalom înseamnă Domnul este pacea mea. Judecătorii, capitolul 6, versetul 24. Iahve zit che nu, înseamnă Domnul este neprihănirea noastră. Ieremia, capitolul 23, versetul 6. Iahve șama, înseamnă Domnul este aici. Ezechiel, capitolul 48, versetul 35. Iahve savaot, înseamnă Domnul oștirilor. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 3. Întregul plan de răscumpărare este conținut în următoarele șapte denumiri. Iahve Ire înseamnă Domnul va alege o jerfă pentru sine. Geneza, capitolul 22, versetele 1 la 14. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care care îl pe Isaac, du-te în țara Moria și adul ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat diz de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis, slugilor sale. Rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac vorbind cu tatăl său Avraam a zis Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram: Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi, Avram a întins mâna și și-a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis, Avraame, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruța pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufi și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Iachve Rafa înseamnă Domnul vindecă. Exodul, capitolul 15, versetul 26. El a zis: Dacă vei asculta cu luarea minte glasul, Domnului Dumnezeului tău. Dacă vei face ce este bine înaintea lui, dacă vei asculta de poruncile lui și dacă vei păzi toate legile lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Iahve Nisi înseamnă Domnul este steagul meu. Exodul, capitolul 17, versetul 15. Moise a zidit un altar și și a pus numele Domnul Steagul meu. Yahve Shalom înseamnă Domnul este pacea mea. Judecătorii, capitolul 6, versetul 24. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. Yahve, Zid Kenu înseamnă Domnul Domnul este neprihănirea noastră. Ieremia, capitolul 23, versetul 6. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl vor da, Domnul, neprihănirea noastră. Iahve, Shama, înseamnă Domnul este aici. Ezechiel, capitolul 48, versetul 35. De jur împrejurul cetății, 18 mii de coți și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. Iahve Savaot înseamnă Domnul oștirilor. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 3. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa de la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jerfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hovni și Fineas, preoți ai Domnului. Domnului. În ființa sa, Elohim, Dumnezeu, cel nevăzut, este Duh, conform Evangheliei după Ioan, capitolul 4, versetul 24. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Nimeni nu l-a văzut vreodată. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetul 12. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui a ajuns de săvârșită în noi. Și el a fost ascuns în veșnicie, în plinătatea lui de Duh, lumină și viață. A doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică ci de putere, de dragoste și de chipzuință. La începutul timpului el s-a descoperit într-un chip vizibil ca Iahve, Domnul. El a vorbit și a adus la existență prin cuvântul său atotputernic toate lucrurile din creația naturală și supranaturală. În acest chip vizibil a pășit și în grădina Eden. Prima mărturisire de credință care ne-a fost lăsat în Sfânta Scriptură este Shema Israel și a venit din gura Domnului Dumnezeu când el a vorbit poruncitor. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul domn. Deuteronomul capitolul 6, versetele 4 la 9. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducerea minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. În Evanghelia după Marcu, cap capitolul 12, versetul 29, avem confirmarea din gura Domnului și răscumpărătorului nostru. Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 29. Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. În crezul original este spus, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Yahve, Domnul, este Dumnezeul nostru. Iachve, Domnul, este unul singur. Acesta mărturisește despre adevărata credință în singurul și adevăratul Dumnezeu. Chiar dacă cel veșnic s-a descoperit în diferite feluri, și anume, ca și creator, răscumpărător, împărat, judecător, el rămâne veșnic același, lângă care nu mai este vreun altul. Eu sunt Domnul și nu mai este altul. Afară de mine, nu este Dumnezeu. Isaia Capitolul 45, versetele 5 și 6. Eu sunt Domnul și nu mai este altul, afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, ca să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Exodul, capitolul 20, versetele 2 și 3. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine.